Bună seara! Ne aflăm la Radio Mare. Nici nu ne-am gândit azi să ajungem. Am planificat mai de dimineață cu Neluțu, cu Nelu de la Bălț. Dar așa s-a primit că dumnealui era foarte ocupat și că ne cunosc pe aici. Așa s-a obosit și eu așa n-aș veni, dar slujba, în drujbă. Mai timp ne-am îndrăgostit de casa asta și de stăpână. Domnul Doriel, salutări din Franța, am venit la bunica dumnealui. Am fost iarna la Sfântul Vasile și am venit amul la ziua de naștere. Uitați să vă spunem. Vă amintiți, am mai fost noi la casa asta, dar era iarna. Acum a început ocuș mijlocul primăverii. Of, Doamne, aici tare s-ar combina melodie. Iarba dulce de acasă. Doriel, Doriel, ce stai tu în Franța? Dar nu vii aici acasă. Auzi ce frumușață, verde, a făcut culoarea. Ia nu. A, uitați-vă ce înflorit, florile este frumoase. Și mărgelile cele nu le-ați mai luat de la brad. Așa frumoasă. Ele se anul așa. Violeta, ce cauți aici? Bună seara. Dorina, venit... am ajuns la bunica cum am promis. Hristos a înviat și viața voastră să ne spună că îl cunoașteți cu adevărat. Deci mărgășă niște pregătele încoace încolo, că nu mă pot concentra de pe telefonul Violetei. Suntem cu Violeta Gheorghevna și vă gândiți unde. Salutare la toți! Suntem la Radio Mare, la Locnița. Am venit la doamna Maria Papuc să o felicităm cu aniversarea a 75 de ani. Vă dorim mult și mult sănătate, liniște în suflet, să fiți binecuvântate, să mulți, mulți ani înainte, sănătoși și voioși, lângă cei dragi. Da, doamna Marie, parcă o leacă ni rușine că venim pe ploaie, dar... Mulțumesc frumos, nu m-am așteptat. Florile acestea vin din partea lui Doriel, din partea Partidului Pace, care face membru și dumnealui... Spunem că stăți tare se rușunează când spune că e pe diasporă, în Franța, cu echipa Pace. Așa că ne-o transmis, vă spunem, că băi, iubește mult. La noi, la Pace, tot unul ca unul, frumoși, pacifici. Așa că, dacă noi lauda, eu cine lauda? Suntem așa obosiți, ne scuzați că... Noi trebuie să venim cu Nelu, Neluțu, de la președintele de la Bălț, Pace. Și cu mașina dumnealui, da? Am hotărât noi, nu-l așteptăm. Și am venit noi singuri. Da, vă mânez florile acestea. Eu gata m-am vaccinat, așa că pot să pup toate femeile. Mulțumesc frumos. M-a văzut că mă pup. Fiți sănătoasă, dați, dau mână. Mulțumesc, Valeria. Mulți ani. Și ne rușine cu mască fără pace. Unde e mie? Că eu nu ne-am luat-o. Am fost în mașină și asta. Salutări, Doriel. Salutări toți membrii de la Pace. Doamna Angela de la Moscova, salutări. Am ajuns la... mamica dumneavoastră, să felicităm cu ziua de naștere, da. Cât știi. Mâine ne așteptați la Chișinău, vine Borodachi, cu cei de la Edineț, Bălț, bunicii Grijuliu, salutări la Edineț, Bălț. Cam asta am vrut să spunem, e că vine ploaie la Radio Mare. Cum am intrat în grădină, chiar a început a... Întrem în casă, ca pe cine... A ninge, am vrut să... Ea n-arată, nu dorim... Doriel, doamne, să vezi... Florile cum îi așteaptă și nimeni. Da, ia uite. Ce flori mai frumoase ca la Borodachi în grădină. Dar ia uite ce frumușață aici. Verdele-i așa accentuat.
De când am fost, acoperișurile s-au mai schimbat și nu unul, dar trei. Așa că doar el vei sta la umbră. Hai, Violeta, că nu te vezi. Doamne ferește, s-a obosit și... Da, totuși zic măcar să facem un live. Mașina ne așteaptă, n-am venit cu taxiul. Hai să vă arăt și cei dinainte, doar el să arăt, cum zice, acoperișul ăsta de înainte. Gata, s-au stăruit și l-au pus la timp înainte de sărbătoare. A, uitați-vă, casa lui Dorel, casa bunicii. Ca de obicei, o stăm puțin la masă, cei ce niciodată n-am spus că o stăm, am planificat, dar știu că o să ne invite. Ori nici am eu. Așa-i pe dama. E ca o bunic pentru noi. Elena Ursu, vecina, nici nu ne-am așteptat să ajungem aici. Diana, Băcari, salutare. Și cine mai... Băcari, verișoara ți-i? Da, da. E că numai nu pot scăpa de Violeta asta, că tu-ți demordești cu soțul și soție. Dar colegă de lucru. Lasă-mi să văd. Ia uite, că nu te-ai mândrie și eu mă-i mândrie. Lasă că nu mai... Nu se vede, că dacă vreau să-l invit... El e pe drumuri toată vreme. Da, acuși am, iar am aceea problemă, că, tac, Dorel, dacă s-a primit repede, stați că la voi în limba rusă, ai Violeta, cu telefonul tău. Hai. Nu, ne închide. Da, mamă, că e. Da. Da, și mie iasă. Dorel. Ceban. Nu ne arată nică. Voi nu sunteți în prieteni? Suntem. Au, scrită at mine. Și doamna Maria azi parcă obosit, eu știu că aș zis că și nu mai venit și aici, cred că așa aș zis, da? Eu nu m-am așteptat. A, de la cimitir și ați lacrămatul. Da, putem încă să ne rețuzem, că am vrut la... Torta-i pe drum încă scoace, vine, așa că... N-am mai venit noi chiar cu flori numai. Bun. Salutare tuturor! Violeta, privet, Aliona Rusnac îți transmite. Și cam atât. Mulțumesc tuturor. Seară frumoasă. Mâine ne întâlnim la Chișinău. Cred că nu în așa vid. Salutare. Fără Violeta. Mai citesc. Ia ca așa Angela Papuc. Să uită. Da, i-am salutări acum. Dați-vă masca jos. Spuneți-i. Angelica. Nu se vede. Angele? Hai, intrăm cu plouă. Tak, Gennadie Radovski, salutări. Cu salutări și cu salutări, dar ne despărțăm, fiindcă ne sălim și noi câte ora, ia uite, 21 la 6. Violeta, mulțumesc de telefon. Secretar. Ori... Sară bună! Președinte? Marie, cine așa flori frumoase ne-a trecut ca noastră? Eee, apă am atâta riscumpă la mm-hmm. Mișoară. Și fata asta din ce învață? A învățat de mult deja. Învățat de mult? Nu m-ai învățat. Macar o leac s-o prind și tot am... Gde nașa molodăste? Mai sus rădecă, nu se văd. Iaca, vedeți cine are grijă. Da, să vedeți ce miros frumos. Așa-i lente. Așa-i lente de la Violeta. Violeta, ia-mi dă-le și ele. Dar te-am vrut crizanteme. Violeta, dă-le încă așa și ele. Mă bucur cu măcar o leacă de veselie v-am adus. Mai ales cum erați după cimitir, să cred că e ciudoasă pe nouă ceva. Nu, eu nu cred. Când zola asta este. Da, la mijlocul nopții. Eu nu putem ajunge.
Doamne, ce tort cu halva! Jinul este cu cran. Jin cu cran. Borodati gata să-mi bată. Chiar că e cu cran. Doamne, ce răcituri gustoase! Ia uitați-vă! Asta-ți cunosc că e de rață, da? De cocoș? De cocoș? Doamne, dar ce cocoșul eu? Dar ce aveți găluște? Punem cartofi. Tortul am început a face, a unge. Așa la strigă vine și pune că eu am făcut mulți cuiburi. Îmblam, parcă eram... Apa, și la 55 de ani? 75. Înapoi. Doamna Marie, să mă scuzați cu tot stima, dacă îmi voi lua de orie... Mă mulțam. Iată, Domnul te cheamă și cântarea zice astfel. Poate-i ultima chemare. Cheamă-i, Doamne, și-ți mulțumesc că de acești prieteni Tu-i chem, Doamne, Tu le dai credință, Iisus, Tu le dai mântuire. Poate ultima chemare pentru tine, ești chemat să ai salvare la Iisus. Poate ultima chemare, nu știi bine, dacă vei mai fi în viață, prieten drag. Poți, acum te întoarce la Iisus. Întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te, să fii iertat și mântuit, de azi să fii copilul său. Acolo unde ești, prietena, prieten drag, spune, da, Doamne, Tu mi-ai dat credință, de azi vreau să fiu copilul tău. Cât de scurtă este viața omenească, ești un aur, ești o umbră pe pământ. Călători spre veșnicia ce te așteaptă, unde vei pleca cu prieten în curând. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit, de azi să fii copilul său. De ce să trăiești cu cel rău? De ce să fii apăsat, tulburat, trudit? Vino la Domnul! Evanghelia te cheamă aspre tine, din pierzare să te-ntorci la Dumnezeu. Nu pleca nemântuit în veșnicie, o te rog, primește-l azi pe Fiul Său. Toată inima, acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te, să fii iertat și mântuit, de azi să fii copilul său. El poate, nu te îndoi, El poate să te elibereze, să te vindece, omule, la timpul ăla. O, ascultă, ascult inima chemarea, ce ți-o face Dumnezeu, ce te-a creiat. Vino, prieten, chiar acum primești iertarea, vino să-L primești pe Domnul minunat. Aleluia! Acum e doar ce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te, să fii iertat și mântuit.
Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce de la Dumnezeu, să fii iertat și împlinit, de azi să fii copilul său.